Locomoția în mediul terestru aerian. Primele animale capabile să se deplaseze în mediul terestru au fost peștii de ploi. Ei aveau respirație pulmonară. Prima modalitate de deplasare este tărârea, folosită de reptile, șarpele. Saltul sau desprinderea de la sol e produs de contracția musculaturii membrilor pus laterale, care sunt mai lungi, precum broasca, iepurile, cangurul și altele. Fuga este deplasarea rapidă prin pași mari și salturi. Animalele alergătoare au membri alungite, precum cămila, antilopa și alte animale. Aripile păsărilor sunt acele mecanisme care le fac să zboare. Se deplasează prin un zbor majoritatea păsărilor și insectelor.